Acum totul în funcție de posibilității țării care adoptă pe acei refugiați. Noi, practic, pentru noi, cred că e o sumă cam mare. E mai mare pentru venit, pe asta, pentru venitul care l-are un pensionar sau un asistat social, e cam mare. Păi multora ar conveni, de exemplu, să se, da, să se declare refugiați. Păi și mie mi-ar conveni, practic, nu? Dacă iei 5 milioane, celălalt de lângă tine mai ai încă 5 milioane din casă, te-ai făcut cu 10 milioane pe lună. Mai mult avem grijă de cei de afară decât cei de-ai noștri? Părerea mea că ar fi să ne grijim și de noi, și de ei, că nu e păcat că și de ei au probleme, dar și noi. Nu o ducem nici prea bine. Nu mare, enorm. Oricum trebuie să trăiască și ei, că sunt oameni, sunt... Având în vedere că noi nu avem salariu minim, e 9 milioane jumate. E mare, pentru asta. Și multe pensii sunt mici, sunt mai mici decât asta. Vorba că este mare, dar... Nu... Eu înțeleg să ajutăm pe toată lumea, dar întâi să ne ajute pe noi, adică să ne mărească cel puțin salariu minim. E mai mare, de exemplu, decât ajutorul social din România. Probabil, nu știu cât este ajutorul social. E 2.600.000. Da, o dați seama. Deci dăm la cei care vin afară și pe ai noștri lăsăm să moară de foame. Foarte mare. Am muncit 30 de ani și am 6 milioane pensie. Adică aproape cât pensia dumneavoastră. Păi da, dar eu am muncit 30 de ani. Păi... Nu mai bine ne facem toți refugiați, mergem... Păi da, să-mi dea și casă și unde să stau și căldură. Păi da, toată pensia o dau pe căldură și la lumină. Și la gaze, și la apă, și la facturi, în general. La facturi. Am de dat 3.500.000. Cât mai rămân? La doctor nu mai pui? Cum să nu mi se pară? Mic. 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 Dar sunt la noi în România, sunt, de exemplu, pensionari care au pensie mai mică. Și asta știu și asta nici nu mai e de discutat, de fapt. Acum nu știu ce să vă spun, ce să cred. Multă lume din România trăiește la limita subsistenței sau unii chiar n-au niciun fel de venit. Cât despre emigranți, părerea mea e să stea la ei acasă și statul român să nu se implice, cum nu se implică nici vecinii noștri ungurii și tot așa, să stea la ei sau să uie, să facă tot ce ține de ea, să-i țină acolo. Nu trebuia deloc. Nu trebuia deloc. Nu trebuia să vii la noi. Nu, dar n-ar trebui noi să primim români, că deja avem noi șomeri mulți care trebuie... Asigurăm locuri de muncă și asta. Și încă șomerii nu sunt toți, sunt mulți care, șomerii sunt cei care primesc bani. Sunt considerați șomeri care nu mai primesc bani și sunt mulți care nu mai primesc bani. Adică spuneți că banii ăștia s-ar duce mai bine în altundeva. Da, 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 pe de-aia zic, banii ăștia de-aia. Da, nu mi se pare nici mare, nici. Normală. Păi e mai mare decât unele pensii din România. Da, sunt pe adevăr, care... e pe pensie de-a lumea mea, care a muncit 30 de ani. Și tot 5 milioane și da. Păi nu mai bine să fie refugiați, să ne facem toți sirieni, palestinieni? Așa trebuie, da. Unde să ne refugiem?